pare deblocat acesta și tragem cu linia în sus și gata. Nu vă mai trebuie nicio parolă, nimic. Așa că e mult mai simplu decât cu amprente. Iar acum o să vă arăt și o șmecherie. În loc să apăsăm pe acest buton, facem așa ecranul și atingem de două ori și s-a deschis. Și e mult mai ușor. Uitați-vă. Deci, eu nu apăs pe buton. Așa e că e mult mai simplu. Ok. Hei, salut dragi prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Chetonia și tocmai mi-a ajuns noul meu telefon iPhone X. El a venit în această cutie în care a fost căștile și încărcătorul, doar că acum mai sunt doar căștile. Ok, cam așa arată. Okay. Poate voi vă întrebați de unde am avut bani să îmi cumpăr iPhone-ul X. Mi-am strâns banii pe care îi fac eu din YouTube. Luna aceasta, adică acum în ianuarie, a făcut... Comparativ cu iPhone-ul 7, este mai mare și parcă e mai greu, așa că nu mai încap pe husa de la iPhone-ul 7 în acest telefon, pentru că este prea mică. După cum putem observa, acest telefon are două camere și spatele este din sticlă. Ok, și acum o să mă aranjez puțin. Mă vedeți? Ok. Comparativ cu iPhone 7, care are pe spate aluminiu. Mai putem observa că au dispărut cele două linii negre, iar acum ecranul este full. Și a mai dispărut butonul de home. Iar acum mai este doar această liniuță. Pe iPhone 7 trebuia să îți pui amprentă ca să poți intra pe el, dar la acest telefon poți să îți pui Face ID și este, mie mi se pare mult mai ușor. Trebuie să intrați la setări, dați pe Face ID and passcode, cum îmi bag eu parola. Iar apoi da pe Setup Face ID. Ok, dăm pe Get Started și acum o să încerc să fac. Perfect, am terminat prima. Apoi dăm pe Continue și facem încă o dată același lucru. Trebuie să ne rotim capul așa încet pentru a ne prinde din toate pozițiile capului. Ok, apoi dăm pe Down. Și gata, acum putem ieși de pe telefon și o să facem și un test. Eu am pus așa selfie. După cum vedeți, apare aici un lacăt deschis. Dăm pe linia de jos și dăm așa în sus. Și gata, drum. O să mai încerc încă o dată în caz că n-ați văzut și vă gândiți că... Da? Vedeți? Așa, dau în sus și gata. Așa e că e mult mai simplu decât cu amprentă. Iar acum o să vă arăt și o șmecherie. În loc să apăsăm pe acest buton, facem așa ecranul și atingem de două ori și s-a deschis. Și e mult mai ușor. Uitați-vă. Deci eu nu apăs pe buton. Așa e că e mult mai simplu. Adică acum în ianuarie am făcut 22 euro. Ok. Acum o să vă arăt cât am făcut luna trecută, adică în decembrie, 103 euro. Iar acum cât am făcut în total de când am acest canal de YouTube. Wow, aproape mie. Bine, am mai împrumutat încă 22 de euro de la Aliu ca să pot să-mi iau acest telefon. Da, deci acest canal l-am din anul 2013. Vreau să vă spun că am început să fac bani de anul trecut, mai puțin de un an.
Mi se pare că am făcut destul de mult. S-au strâns banii, iar acum mi-am cumpărat acest telefon. Din păcate, sunt destul de dezamăgită de el. O să vedeți și voi imediat de ce. O să fac un selfie cu acest telefon ca să vedeți cum face el poze. Eu nu sunt prea mulțumită de el, din păcate. Fac așa. Selfie. Nu știu ce să zic de această poză, nu e minunată. Adică totuși când am văzut că a apărut iPhone X, am zis, wow, trebuie și neapărat să-mi cumpăr, dar acum un pic cam regret că l-am cumpărat. Ok, și acum o să fac și un scurt videoclip de cam 10 secunde, pentru că eu acest telefon am vrut să-l cumpăr, să fac poze și videoclipuri mult mai ok. Așa. Nu știu cât de bine se vede. Așa. Că ați văzut și voi că nu e, nu știu ce videoclip și nu știu ce selfie. Tocmai de aceea nu prea îmi place. Și, sincer, pentru cei care nu știți, înainte de acest telefon, eu am avut iPhone 7 și l-am vândut. Nu e foarte mare diferență între iPhone 7 și iPhone X. Mai mult diferă mărimea, e un pic mai mare, arată un pic diferit. Și camerele, spatele, dar e numai diferit ca și la aspect, dar la poze și videoclipuri aproape la fel ies, deci foarte micuță diferența, așa că, da, nu a avut rost în acest telefon. Chiar îmi pare rău, puteam să strâng bani să-mi iau un telefon mai bun. Am pus eu ochii pe un telefon Samsung, am văzut la cineva că face niște poze și videoclipuri, wow, super, be! Așa că probabil o să-mi iau acel telefon. Este vorba despre telefonul Samsung Galaxy S8. Așa că cred că o să-mi iau pe acela și da. Cam acesta a fost videoul. Aștept comentariile și părerile voastre. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi. Vă pup! Pa!